Numirea provizorie a lui Vasile Niță, președintele celor de la Stejarul Buzău, în cea mai importantă funcție a SCM Gloria Buzău, a stârnit o serie de nemulțumiri în rândul celorlalți conducători din sportul buzoian. Adrian Neder, viceprimarul municipiului Buzău, a argumentat în cadrul emisiunii Sport Maxim mandatarea lui Niță și posibilă numire în funcția de președinte. Păi a fost foarte simplă alegerea. Domnul Niță cred că a fost cel mai bătăios dintre toți reprezentanții sportului din municipiul Buzău. Domnul Niță și-a susținut cel mai bine proiectele până la ora actuală. Domnul Niță, din punctul meu de vedere, cât am reușit să-l cunosc în ultima vreme, a făcut o treabă foarte bună, în primul rând, cu clubul Stejarii și a fost și de acord, ca să vă spun așa. Nu este ușor să pornești, să faci acest lucru și, în primul rând, să te detașezi, în primul rând, de sportul, prima dragoste, să-i spunem așa, de rugby. Conducătorul celor de la Stejarul i-a asigurat pe ceilalți conducători buzoieni care vor adera la proiectul municipalității de imparțialitatea sa. Eu am discutat cu aproape toți șefii de secție, care mă cunosc foarte bine și care știu că eu vorbesc o singură dată, nu spun de 10 ori, și lucrurile care le spun mă țin de cuvânt. Dumneavoastră știți foarte bine, mă cunoașteți. Eu vreau să fac ceea ce am făcut la rugby, voi face și la acest club și nu voi fi părtinitor pentru rugby sau nu, ci trebuie, o să cer performanță la toată lumea. Deci vreau să pornim foarte sănătos, trebuie să creștem buzoieni, să avem buzoieni, iar în momentul când vom ajunge acolo sus. Deci obiectivele pentru acest club, dacă vreți să vă spun ce gândesc eu despre acest club, vreau ca rugby să intre play-off, adică în primele 4 echipe din țară, vreau ca handball-ul să fie să meargă la baraj. Proiectul de hotărâre privitor la înființarea Sport Club Municipal Gloria Buzău se va afla pe masa consilierilor locali în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni. Noua entitate sportivă va cuprinde secții de fotbal, handbal, atletism, rugby și sportul pentru toți.